Ei vor cânta că
Doamne, bunătatea ta este veșnică, nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale. Ascultă-ne, Dumnezeule, pentru numele Fiului tău cel scump, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Slavă! Amen.
Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru cuvântul Evangheliei tale, pentru mila și harul cu care tu ne înconjori și te rugăm, Doamne Dumnezeule, să ne dai putere ca în acest schimb de milă, de iubire și de iertare să interacționăm și noi cu semenii noștri, să iertăm pe greșelile lor cu clipa noastră și să fim asemenea ție, iertând și iubind pe cei din jurul nostru, tot cum tu ne poruncești. Te rugăm prin Iisus Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru, care domnește împreună cu Tine și Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și cu vrea și cu vecii vecilor. Amin. Prima citire pentru această duminică este din Cartea Genezei, de la capitolul numărul 5 și 10. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat, ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis: suntem robii tăi. Iosif i-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede și azi, și anume să scape viața unui popor în număr mare. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri, și i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Mărire ție, Doamne! Ochii tuturor privesc în tine și tu le dai hrană la vreme. Îți deschizi mâna și salut pădurița pe cea de viață. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele din cer sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna dintre binefacerile lui. Amin. A doua citire din această duminică este din Epistola Sfântului Apostol Paul către Romani, de la capitolul numărul 12. Binecuvântați pe cei care vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceea simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți în cele zmerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință întrucât atâna de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame, vrăjmașului tău dă-i să mănânce, dacă este sete dă-i să bea, căci dacă va face astfel, dacă vei face astfel, vei îngrămâni cărbunii aprinși pe capul lui. Nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul prin bine. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Să începe ca să cunosc cu pățările tale. Aleluia!
din Evanghelia Sfântului Luca, de la capitolul numărul 6. Slavă ție, Doamne! Fiți milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu condamnați și nu veți fi condamnați, iertați și veți fi iertați. Dați și vi se va da. O măsură bună, îndesată, scuturată și cu zurg vi se va da în poală, căci cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura și vouă. Le-a spus și o parabolă. Poate un orb să conducă un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Discipolul nu este superior învățătorului, dar orice discipol instruit va fi la fel ca învățătorul său. De ce așadar vezi paiul din ochiul fratelui tău, însă nu iei în seamă bâna din ochiul tău? Cum poți să spui fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău atunci când tu nu vezi bâna din ochiul tău? Ipocritule, scoate mai întâi bâna din ochiul tău și atunci vei vedea limpede să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă lui Iisus Hristos! Să rostim împreună crezul de la Nicea, crezul bisericii noastre. Cred în Dumnezeu, Tatăl puternicul, Creatorul cerului și a pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, și unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii, pentru noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întâmplat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a găsit liber în noi, Fuscoțiu Sfântat, a părinit și s-a înălătat. A înviat la Dumnezeu după Sfântului și s-a sfârșit la cer și a redat a Tatălui și a zis va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul și de viață, Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul cere, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adăugat și preamărit, care a venit din proroci. Și una sfântă, a tot cuprinzătoare și apostolică biserică, mă mărturisesc cum vorbesc că iertarea păcatelor, aștept învierea morților și și viața mea. Amin. Yeah.
o duminică în care predica este fundamentată pe textul pe care l-am citit din Evanghelia Sfântului Luca, de la capitolul numărul 6, versetele de la 36 și până la 42. Dragii mei, pericopa din această duminică este una foarte complexă și necesită o atenție deosebită. Un prim aspect pe care doresc să-l avem în vedere este unul dintre cele mai cunoscute și desutilizate versete ale Scripturii, indiferent dacă vorbim despre oameni credincioși sau despre oameni necredincioși. Acest verset este cel pe care îl regăsim la versetul 37 și care spune: nu judecați și nu veți fi judecați, nu condamnați și nu veți fi condamnați. Aș vrea să vă spun că, după părerea mea, acesta este poate cel mai abuzat verset al Cuvântului lui Dumnezeu, fiind utilizat în apărarea lor de către toți aceia care comit fapte care sunt împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, fiind utilizat astfel în două direcții. Odată ca să atace Biserica lui Dumnezeu și a doua oară ca să atace copiii lui Dumnezeu. Nu cred că există vreunul dintre noi care atunci când a căutat să atragă atenția unei persoane cu privire la o faptă, la o atitudine nepotrivită sau la o vorbă nepotrivită, să nu fi fost întâmpinat cu acest verset. Astfel, conceptul nu judecați și nu veți fi judecați a devenit, așa cum am spus, o veritabilă armă cu care Biserica este atacată de către aceia care duc o viață de răzvătire față de Dumnezeu și cu aceeași armă oamenii acuză Biserica de nesupunere față de Cuvântul lui Dumnezeu. În baza acestui verset, societatea postmodernă consideră că niciun om nu este îndreptățit și inclusiv Biserica nu este îndreptățită să judece abaterile morale în care trăiesc cei mai mulți dintre oameni, chiar și mulți dintre cei care se declară astăzi ca fiind creștini. Astfel se consideră, de exemplu, că oricine vorbește împotriva practicilor homosexuale, a avortului sau a altor abateri de la valorile morale creștine, ar comite un păcat, comit un păcat împotriva lui Dumnezeu. Oare acesta să fie sensul în care Domnul nostru Iisus Hristos a spus aceste cuvinte? Sunt aceste cuvinte menite să interzică orice formă de judecată a faptelor, a cuvintelor sau a învățăturilor care contravin Cuvântul lui Dumnezeu? Orice om care studiază Scriptura poate să înțeleagă faptul că lucrurile nu stau absolut deloc așa. Dumnezeu nu interzice orice formă de judecată. Din contră, Cuvântul lui Dumnezeu oferă, de exemplu, părinților autoritatea asupra copiilor. Aceștia, după părinții, având nu doar dreptul, ci și obligația de a judeca și de a îndrepta comportamentul copiilor lor. Același lucru putem să-l spunem și despre autoritățile statului. Acestea au dreptul de a emite legi, de a judeca și de a pedepsi orice fel de comportament care se abate de la legile respective. Sfântul Apostol Paul spune astfel în Roman, capitolul 13: oricine să se supună autorităților înduite, pentru că nu există autoritate decât de la Dumnezeu, iar cele existente sunt înduite de Dumnezeu, astfel încât cine se răzbătește, cine se împotrivește autorității, se împotrivește ordinii stabilite de Dumnezeu, iar cei răzvătiți își vor primi condamnarea. Acestea sunt cuvinte inspirate de Duhul Sfânt și sunt confirmate de Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, care îi răspunde întrebării lui Ponțiu Pilat: nu știi că eu am putere să te eliberez și am putere să te răstignesc? Cu următoarele cuvinte: nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, după cum citim în Ioan, capitolul 19. Sfântul Apostol Paul ne spune faptul că autoritățile civile au mandat de la Dumnezeu ca să-și exercite puterea în menținerea ordinii și a siguranței, după cum citim în Roman, capitolul 13, ei sunt slujitorii lui Dumnezeu pentru a face dreptate
Și mânia lui Dumnezeu pentru cel care practică răul. Dacă nimeni, dragii mei, nu ar avea dreptul să judece pe cei ce se abat de la legi și de la reguli, acești oameni care comit fără de legi ar scăpa de crimele lor și ar continua să le provoace suferința altor oameni nevinovați. O societate sănătoasă nu ar putea niciodată să existe dacă s-ar fundamenta pe principiul nu judecați și nu veți fi judecați, așa cum acesta este înțeles și utilizat de marea majoritate a oamenilor postmoderni. Aceeași concluzie este, dragii mei, valabilă și pentru Biserica lui Hristos. O biserică nu poate să se mențină sănătoasă dacă nu ar avea dreptul de a judeca ceea ce este sănătos sau nu după voia lui Dumnezeu. Și dacă nu ar putea condamna abaterile de la aceste norme ale credinței, ale închinării și ale viețuirii după voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos însuși ne învață spunând în Matei capitolul 7, feriți-vă de profeții falși care vin la voi în haine de oi, dar înăuntru lor sunt lupii răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Sfântul Apostol Ioan, la rândul lui, spune astfel în 1 Ioan, capitolul 4. Să nu dați crezare oricărui duh, ci discerneți duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci mulți profeți falși au apărut în lume. Chiar și pericopa din această duminică, citim în felul următor la versetul 44. Orice om se cunoaște după fructele lui. Dragii mei, în aceste pasaje înțelegem faptul că orice creștin are datoria de a judeca învățăturile, cuvintele și acțiunile exterioare ale persoanelor din jurul lor pentru a distinge dacă acestea sunt conform cu voia lui Dumnezeu sau contrare acesteia. Aceeași datorie o are de altfel și Biserica lui Hristos, care trebuie să analizeze cu atenție orice învățătură predicată de o anumită persoană pentru a descoperi dacă este vorba despre un posibil profet fals. În cazul în care se descopere erori doctrinare, acestea trebuie demascate, iar oamenii trebuie avertizați cu privire la aceste erori. Iată, de exemplu, care este sfatul pe care Sfântul Apostol Paul îl dă ucenicului său Tit, în Tit capitolul numărul 1. Episcopul, spune el, că administratul al lui Dumnezeu trebuie să fie fără cusur. Să nu fie arogant, nici mânios, nici bețiv, nici violent, nici doritor de câștig necinstit, ci ospitalier, iubitor de bine, înțelept, drept de vlavios, stăpân pe sine, ținând cuvântul vrednic de crezare, după învățătură, pentru ca să fie puternic și să îndume la învățătură sănătoasă și să-i dojenească pe cei potrivnici. Biserica are astfel nu doar dreptul, ci și datoria de a judeca pe baza cuvântului lui Dumnezeu, care învățătură este dreaptă și care învățătură este falsă și să condamne tot ceea ce este contrar revelației lui Dumnezeu. O astfel de judecată este necesară dacă Biserica dorește să rămână fidelă lui Dumnezeu și să nu fie sufocată de tendințele lumești ale societății, așa cum, din păcate, vedem că se întâmplă din ce în ce mai des. Acum, întrebarea care se ridică este următoare. Ce anume, de fapt, vrea Domnul nostru Iisus Hristos să ne învețe în pericopa noastră prin aceste cuvinte, nu judecați și nu veți fi judecați? Pentru a înțelege corect această afirmație, trebuie să o menținem legată de primul verset al pericopei, care spune astfel, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv. De asemenea, nu trebuie să desprindem afirmația nu judecați și nu veți fi judecați de restul conținutului pe care acest verset îl are și care spune iertați și veți fi iertați. De fapt, aceasta cred că este cheia înțelegerii corecte a acestor afirmații. Vedeți, pericopa noastră ne vorbește în primul ei verset, adică versetul 36, despre mila lui Dumnezeu. O milă pe care ar trebui să o manifestăm și noi, la rândul nostru. Despre ce este vorba? Dumnezeu, vedeți, este Cel care a dat legea,
Iar legea exprimă voința lui perfectă cu privire la omenire. Omul a nesocotit însă această lege, preferind să urmeze calea mincinoasă a diavolului și astfel să disprețuiască pe Creatorul său. Situația aceasta l-a adus pe om față-față cu condamnarea veșnică pe care Dumnezeu a pronunțat-o prin legea asupra tuturor acelora care au păcătuit, după cum însuși Sfântul Apostol Paul spune în Roman capitolul 6, răsplata păcatului este moarte. Dacă Dumnezeu ar fi condamnat întreaga lume la mânia sa veșnică, acest lucru nu ar fi surprins absolut deloc pe nimeni, deoarece această condamnare nu ar fi fost altceva decât un act de dreptate din partea lui Dumnezeu. După cum spune Sfântul Apostol Paul în Roman capitolul 1, mânia lui Dumnezeu se rebelează din cer asupra oricărei nelegiuiri și nedreptăți a oamenilor care năbușe adevărul prin nelegiuire, iar mai apoi la capitolul 2 spune astfel, judecata lui Dumnezeu asupra celor care se vrușesc aceste lucruri este după adevăr. O astfel de judecată ar fi fost una în conformitate cu logica umană. Totuși, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos este cea care ne spune faptul că Dumnezeu a făcut ceva ce este contrar cu ceea ce noi înșine am făcut. Sfântul Apostol Ioan spune în Ioan capitolul 3 astfel, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, unul născut, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Primul lucru pe care îl observăm în acest verset este că Dumnezeu a iubit omul în ciuda faptului că omul a ales să se împotrivească lui Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a disprețuit pe om, ci din contră, împotriva oricărei logici umane, Dumnezeu a acționat în favoarea omului păcătos. Astfel, Evanghelia ne spune faptul că Dumnezeu însuși le-a dat pe Fiul Său unul născut ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, s-a întrupat în puterea Duhului Sfânt în punte cu Sfinte Fecioare Maria. Și astfel El a devenit unul ca noi în lumea noastră. El a ținut perfect legea pe care noi am încălcat-o. Astfel încât omul însuși, prin gura lui Ponțiu Pilat, să constate despre Domnul Iisus Hristos următoarele lucruri. Nu găsesc în El nici o vină, după cum citim în Ioan capitolul 18. Astfel, Sfântul Apostol Paul ne spune ceva cu adevărat special despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Anume, zice în 2 Corinteni, capitolul 5, pe cel care nu a cunoscut păcatul, El a făcut păcat de dragul nostru, pentru ca noi să devenim justificarea lui Dumnezeu în El. Astfel, Hristos a luat asupra Lui toate păcatele noastre și înălțat pe cruce și a dat propria viață ca preț de răscumpărare pentru noi. Fiul lui Dumnezeu a suferit mânia iadului pentru ca noi să fim împăcați cu Dumnezeu și să fim astfel mântuiți. Dragii mei, acest tablou descris de către Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos ne vorbește despre iubirea și mila lui Dumnezeu pentru om. Este vorba despre o milă și despre iubire deplină și veșnică. Scriptura ne spune că Dumnezeu nu a condiționat această iubire de absolut nimic existent în om sau de nimic din ceea ce omul ar putea să facă. Ba mai mult, citim astfel în Roman, capitolul 5. Dumnezeu și-a arătat iubirea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu așadar, dragii mei, nu a așteptat ca noi să ne îndreptăm comportamentul sau să ne îmbunătățim stilul de viață pentru a acționa pentru mântuirea noastră. Evanghelia ne spune faptul că Dumnezeu ne-a iubit în mod absolut, pe când noi îl uram în mod absolut. Ne-a iubit și ne-a iertat pe când noi nu meritam nimic altceva decât moartea veșnică. Plătind astfel prețul nebuniei și al disprețului nostru, Dumnezeu, Fiul Său, ne-a restabilit și ne-a îmbrăcat în neprihănire,
După cum spune Sfântul Apostol Paul în Roman, capitolul 6, am fost înmormântați împreună cu El prin botez, în moartea Lui, pentru că după cum Hristos a înviat din morți în gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă. În acest context al milei pe care Dumnezeu a manifestat-o pentru fiecare dintre noi, trebuie să interpretăm versetul care spune, dragii mei, nu judecați și nu veți fi judecați, nu condamnați și nu veți fi condamnați. Dumnezeu vrea ca noi să putem să arătăm exact aceeași compasiune pentru cei care greșesc față de noi. Domnul Iisus Hristos însuși spune, iubiți-i pe dușmanii voștri și rugați-vă pentru cei care vă persecută, ca să deveniți fii Tatălui vostru care este în cerul, care face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți, după cum citim în Matei, capitolul 5. Dragostea adevărată nu constă nici de cum în tolerarea păcatului. Dragostea adevărată nu constă în acceptarea unui om așa cum este acesta, indiferent de faptele pe care le face. Dragostea adevărată discerne întotdeauna adevărul de eroare, dar caută îndreptarea căilor greșite, ci nu în mod necesar condamnarea celui care a greșit. Acest lucru trebuie făcut în spiritul iubirii. Să nu uităm că noi înșine suntem caracterizați de către Sfântul Apostol Paul cu următoarele cuvinte pe care le găsim în Efeseni capitolul 2. Voi erați morți din cauza greșelilor și a păcatelor voastre, în care umblați odinioară după mentalitatea veacului lumii acestea, după stăpânitorul puterii văzduhului, a Duhului, care le lucrează acum în fiii neascultării. Dumnezeu a avut milă de noi și ne-a eliberat din păcatele noastre, iertându-ne. Un astfel de spirit al Evangheliei lui Hristos, un spirit de iubire și de iertare, trebuie să ne apropiem și noi de cei care ne greșesc, ci nu cu spiritul legii, acel spirit al judecății și al condamnării. Astfel, versetul care spune, nu judecați și nu veți fi judecați, nu condamnați și nu veți fi condamnați, nu vine să ne învețe că noi nu avem dreptul sau autoritatea să demascăm erorile acestei lumi, ci să ne spună că atunci când vom face acest lucru, să avem în vedere Evanghelia lui Hristos, adică salvarea acelor oameni din erorile lor, ci nu condamnarea lor în spiritul legii. Pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepe să fie cu voi toți, Hristos Domnul nostru. Amin.
Doamne, în mila ta, ascultă rugăciunea noastră. Doamne, Dumnezeule, te rugăști pentru biserica noastră, ca tu să-i binecuvântezi pe cei credincioși din rândul ei. Te rugăști să binecuvântezi pe Maria, pe Alina, pe Sorin și pe Toni. Te rugăști să binecuvântezi pe Anca, pe părinții și pe toți și dragi ei. Să binecuvântezi pe Gabriela și pe toți și dragi ei. Să binecuvântezi, Doamne, pe Cristi și pe Carmen și pe toți și dragi ei. Să amintim de Adrian, de Luisa, de Rebecca și Sion și de să binecuvântezi pe ei și pe toți și dragi lor. Să binecuvântezi pe Florentina, pe Madre și pe Sergiu și pe toți și dragi lor. Să binecuvântezi pe Rebecca și pe toți și dragi ei, pe Caian și Ophelia și pe toți și dragi lor. Să binecuvântezi pe Jessica, pe Alisa și pe Ciprian și pe toți și dragi lor. De asemenea, te rugăm, Doamne, și pentru lui și pentru copiii lui, pentru Michael și Nancy și toți și dragi lor. Te rugăm de asemenea pentru Jordan, pentru Ionina, George și pentru toți și dragi lor. Pentru Petru și pentru toți cei dragi mei. Te rugăm de asemenea să binecuvântezi, Doamne, pe Ivo Lazaru, pe Cristo Cotse, pe Dimitri Șișco, pe Virginia Gogonova, pe Nicola Mitre, pe Altu Gojilov. Te rugăm de asemenea să binecuvântezi pe Gabriel și pe toată familia lui. Doamne, în mila ta, ascultă-te rugăciunea noastră. Te rugăm de asemenea, Doamne, să te atingi de cei care se află în suferință. Să amintim de Florica, de Emil, de tata lui Ion, sora lui Cristi, de sora lui Luis. Binecuvântările tale să fie peste ei și ajute-i, Doamne, ca fiecare dintre ei să fie învățit de boala care suferă. Doamne, mila ta, ascultă-te rugăciunea noastră. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, pentru toată aceea de ajutor, care astăzi sunt cu tine în împărăția ta la masă ta. Te rugăm, Doamne, putere să învățăm de la credința lor, iar pe timpul nostru va sosi să fim și noi acolo cu ei pentru viața veșnică, în Iisus Hristos, Domnul nostru, Fiul Tău, care dorește împreună cu tine și Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și cu lumea și în vecii vecilor. Amin. 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 Domnul să fie cu voi și cu tău. Înălțați-vă inimile la Domnul, către Domnule nostru. Să lăudăm pe Domnul Dumnezeul nostru. Este dreptul slavă. Adevărat, venit și mântuitorul.
Ajută-ne ca în mod credincios să luptăm trupul și să bem sângele său, după cum el ne poruncește să faci cu acest lucru cu amintirea sa. Te rugăm, adună-ne împreună de la margine pământului pentru a sărbători împreună cu toți credincioșii, să curmoară mulțumirii Împărăția sa care nu are sfârșit. În lumina ta, primește rugăciunile noastre, dă-ne și păstrează-ne în harul tău, Doamne, pentru tine, Tatăl nostru, să fie doar slava, onoarea și închinarea cu Fiul și cu Fiul și Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Domnul nostru Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a făcut-o și oferit-o ucenicilor săi, el a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți aceasta spre amintirea mea. A luat potirul și oferindu-l ucenicilor săi, el a zis: beți toți din el, acest pahar este de pământul cel nou, sângele meu, care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Să faceți aceasta spre amintirea mea, unde eu veți bea din el. Pentru că de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului nostru Iisus Hristos până va veni El. Amin. Domnul nostru Iisus Hristos, Sfântul Fiul al lui Dumnezeu, prin faptul că ne oferi să mâncăm și să bem trup și sângele tău, Tu ne conduci să ne amintim să mântuim Sfintele Patimi și Sfânta Ta Cruce, binecuvântată la moarte, odihna ta în pământ, învierea ta dintre cei morți, ridicarea ta la ceruri și revenirea ta pentru judecata din zilele de pe urmă. Adu-ți aminte de noi împărăția ta și învață-ne să ne rugăm zicând astfel: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-te numele tău, fie împărăția ta, facă-te voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră pacea lui Dumnezeu să fie mereu cu voi. Amin.
Acesta este Duhul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos pentru tine. Acesta este Duhul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos pentru tine. Duhul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos să vă întărească pentru viața de tine. Mergeți în pace. Domnul să facă să lumineze fața lui peste voi și să se îndoie de voi. Domnul să fie